Cel mai bun mecanism de a testa cuvinte cheie este de a le poziționa cu ajutorul lui Google, da? Prin sistemul Google AdWords, deci făcând pay-per-click advertising pentru search. Asta e cel mai bun mecanism de testare și deodată cel mai bun mecanism de organizare. După cum observați aici, reclama plătită este cea, pentru cei care încă nu știu, mai sunt oamenii în sală care nu știu unde se poziționează link-urile sponsorizate. Bine, nu o să ridicați mâna acum, că e destul de penibil, ziceți nu, cu toate că eu vă invit să ridicați mâna și să spuneți da, eu nu știu, pentru că atunci când spui nu știu, mai bine și ți se explică decât să zici știu și na. În zona din dreapta sunt rezultatele link-uri sponsorizate, sunt rezultate care sunt plasate acolo în datorită unui algoritm și datorită unei licitații prin sistemul Google AdWords. Și dacă observați, suntem în zona portocalie, galbenă, verde, sunt acele rezultate care au un CTR peste 10% și se poziționează deasupra rezultatelor plătite. Rezultatelor neplătite, rezultatele organice. Acestea sunt poziționări ca urmare a optimizării pentru motoare de căutare. Acestea sunt influențate de Search Engine Optimization astfel. Și rezultatele de aici sunt rezultate plătite prin sistemul Google AdWords. După cum spuneam mai devreme, acesta este cel mai bun mecanism de testare și organizare al cuvintelor cheie. Cum au un exemplu aici, destul de simplist, de organizare a cuvintelor cheie pe teme și care mai târziu pot deveni serviciile pe care le oferim. Mai târziu pot deveni secțiuni în site, în planul pe care îl facem, în planul de site pe care îl construim. Deci eu aș începe, ca să vă răspund la o întrebare pe care probabil vă adresați la momentul ăsta, eu aș începe exact cu etapa întâi, care înseamnă stabilirea obiectivelor, etapa a doua, identificarea cuvintelor cheie, și am ajuns la etapa a treia și abia după aia, undeva într-un final, aș construi site-ul. Deci dacă întrebarea este la momentul ăsta eu am un site construit, răspunsul este nu. Pentru că ce fac este mă folosesc de toate aceste tehnici pentru a construi un site care îmi va da rezultate folosind optimizarea pentru motoare de căutare. Tehnicile sunt și combinate pentru că folosim o campanie de AdWords pentru a organiza, aici avem două campanii pe partea de search, una pe servicii de curățenie și una pe produse de curățenie, două servicii dedicate pe două target grupuri diferite, adică cei care cumpără produse de curățenie sunt cei care pot fi cei care și alți concurenți ai serviciilor de curățenie, pot fi consumatori casnici sau consumatori industriali. Deci putem deja chiar mai mult să separăm și să spargem și mai mult aceste campanii. Putem spune mai departe produse de curățenie pentru companii, pentru uz casnic și produse de curățenie pentru industriale, produse de curățenie pentru companii. A venit băiatul cu cafeaua, deci cine vrea la rând la cafea acolo. Deci această organizare ne ajută pe noi la momentul ăsta și mai departe să ne organizăm logic și să ne structurăm logic secțiunile, viitoarele secțiuni în site. Organizate în forma asta, ne ușurează extrem de mult munca pe care o să o facem în momentul în care începem începem să aplicăm tehnicile de optimizare pentru motoare de căutare. După cum spuneam, avem servicii de curățenie, care poate fi în sine o secțiune chiar cu un design diferit, care vorbește despre servicii, despre costurile serviciilor, despre tipurile de servicii. După cum am văzut aici, avem curățenie birouri și curățenie menaj, care sunt două grupuri separate. Și cuvintele cheie specifice pentru fiecare din grupurile astea, bineînțeles că aici avem un serviciu, avem două politici combinate. Avem o politică de awareness pentru brand reputation, pentru că compania asta are un logo și o denumire la un moment dat, da? O să aibă un logo și o denumire. Și avem și vânzare, generare de vânzări online, prin magazinul online pentru produse și avem și lead generation pe zona de servicii. Deci, uite, avem o politică combinată de search engine optimization.
politică combinată care folosește toate cele, na, o parte, majoritatea de politicilor pe care le-am prezentat în prima parte. Care sunt cuvintele pe care le vom utiliza pentru optimizarea organică? Datorită limitelor naturale, nu putem să folosim, nu putem să începem prin a organiza, a înghesui toate cuvintele pe care le-am vrea în site. Nu putem să le integrăm. Și atunci ce facem? Selectăm acele cuvinte care generează, odată, volum de trafic, dar mai mult decât volum, calitate. Sau mai bine spus, acele cuvinte care, cu ajutorul cărora ne îndeplinim obiective. Fie că acelea sunt de brand reputation, fie că acelea sunt de lead generation, fie că sunt de sales. Care sunt cuvintele, aflăm după ce rulăm o astfel de campanie AdWords pe search și răspundem la întrebarea. De ce... aici m-a... Cum? Nu mai știu ce am gândit asta, era târziu în noapte. Politica conținutului de va fi construită în funcție de starea credinței. Așa. După ce vom... Da, bine, am sărit prea departe de pe chestia asta. Acum întrebarea care, vorbind de zona de search engine optimization teoretic, nu discutăm despre costuri. Bineînțeles că o campanie de AdWords pentru a identifica care sunt, pentru a putea identifica acele cuvinte care sunt potrivite, pentru a le utiliza în optimizarea organică, necesită, implică niște costuri. Bineînțeles că la un moment dat, când tragem linia, vom observa că acele costuri sunt mult mai mici dacă eliminăm posturile redundante care ar fi fost în cazul în care am fi aplicat, am fi inclus cuvinte care n-ar fi fost potrivite, care nu ne-ar fi ajutat să ne atingem obiectivele. De exemplu, Sorin povestea despre jocuri fotbal. Să presupunem că jocuri fotbal nu ar genera acel plus valoare de 1300, de 700 de vizite pe zi, dacă ne poziționăm mai bine în motorul de căutare. Să presupunem că jocuri fotbal nu ar genera decât 5 vizite în plus. Acum, noi nu putem să știm asta exact, precis, decât dacă estimăm, dacă avem și aceste date statistice dintr-o campanie de AdWords rulată pe cuvintele respective, care să ne ajute să luăm decizii. Și atunci vom vedea că poate e mai rentabil să investim nu în jocuri fotbal, ci în jocuri pentru copii. Poate e mai rentabil. Poate traficul pe care îl generează jocuri fotbal nu se convertește, deci nu se monetizează la fel de bine pe cât se monetizează jocuri pentru copii. Și aici este diferența. Diferența ține de calitatea traficului. De ce? Facem chestia asta pentru a identifica care sunt acele cuvinte care generează plus valoare și totodată când avem lista de cuvinte, pe anumite cuvinte începem să construim politica editorială. Adică ne gândim, doamne, ce scriem noi în acest site? Cum, odată, avem obiectivul de a mulțumi vizitatorul, de a fideliza vizitatorul, de a-l ține pe site, de a-i oferi informații utile, dar a doua este de a ne poziționa în motorul de căutare. Ce facem este, folosim lista de cuvinte și includem în conținutul editorial viitor subiectele care au în context și cuvinte cheie în urma analizei. E clar? Etapa 4. Construim pagini adiționale și rescriem conținutul principal utilizând cuvintele cheie centrale și planificăm conținutul adițional pentru următoarele 6-12 luni. Acum, rescriem conținutul. Am pus verbul rescrie în contextul în care primim conținutul de la client. I-am scris politica editorială, am spus, domnule, uite, pe următoarele luni ai nevoie să scrii articole despre servicii de curățenie, despre produse de curățenie. Ai nevoie să scrii articole care conțin cuvintele... Da? Ok. Acum, el vine și îți dă un conținut care e conținut principal, în care spune echipa, spune... Nu e ok. Trebuie rescris. După care, construim pagini adiționale. Aici,
Soluția pe care am găsit-o ca fiind cea mai potrivită pentru dezvoltarea de conținut este o platformă Content Management System. Și cea care m-a atras cel mai mult, în ciuda faptului că probabil mai sunt probleme de loading, este platforma WordPress, care permite adăugarea de conținut și vitalizarea conținutului prin comentarii. Google apreciază foarte mult faptul că conținutul se modifică și este nou. Acest script WordPress a atașat practic site-ului, chiar dacă site-ul e un site de lead generation, chiar dacă un site e un site de prezentare, un blog practic dezvoltă partea editorială. Ceea ce înseamnă că avem posibilitatea să adăugăm conținut relevant pentru obiectivele noastre în blog. Elementele de content, de politică editorială, ce trebuie să transmise mai departe către copywriter, către echipa editorială, este următor. Elementele sunt următoare. Conținutul trebuie să fie nou, proaspăt. Conținutul trebuie să fie mixt. Trebuie să avem poze, filme, text. Conținutul trebuie să conțină cuvintele cheie specificate. Conținutul trebuie să fie de calitate pentru cel care îl citește. Trebuie să fie scris bine. Conținutul care se poate modifica prin adăugarea de conținut suplimentar într-o pagină, ceea ce implică platforma WordPress. Adică trebuie să permitem adăugarea de conținut foarte ușor. Platforma WordPress permite acest lucru datorită comentariilor. Practic se adaugă conținut text la conținutul prezent. Și conținutul este ușor de modificat și administrabil. Prin platforma aceasta avem un content management system care ne permite să adăugăm, să modificăm at will, fără să facem request-ul către, cererea către compania care se ocupă de website. Conținutul este rege. Și ăsta e un lucru clar. Pentru search engine optimization nu poți să faci nimic dacă ai un site de 3 pagini. Dacă suntem cârcotași, o să putem spune da, poți să faci ceva dacă ai un site de 3 pagini. Răspunsul este da. Dacă am un Peugeot 206 SV din Ploiești și vreau să optimizez pentru cel care caută Peugeot 206 SV Ploiești, un cuvânt cheie care probabil nu are un volum foarte mare de pagini indexate, fiind un volum, un cuvânt cheie, o sintagmă cheie lungă, formată din câteva cuvinte, este mai ușor de optimizat, chiar dacă volumul de căutare este mic, este foarte targetat, și atunci da, dacă am 2 pagini și unde îmi prezint mașina și o pun la vânzare și mașina mea e Peugeot 206 SV și îl vând în București și nu mă interesează decât vizitatori care caută Peugeot 206 SV în București și eventual și la peste 50.000 de kilometri, tot thread-ul ăsta scris, tot query-ul ăsta scris în motor de căutare, atunci da, o să ranchez pe prima poziție. Și da, o să am vizite targetate. Și da, să merită. Dar, la nivel general, un site de 2-3 pagini n-are nicio legătură cu optimizarea pentru motoarea de căutare. Conținutul mai trebuie să aibă un grad ușor, trebuie să fie ușor de lecturat, trebuie să aibă un grad de unicitate mare și gradul de interes ridicat al cititorilor, ceea ce este arată volumul de căutare, practic demonstrează acest grad, acest interes ridicat al cititorilor. În momentul în care cititorii caută, atunci înseamnă că e interesul ridicat. Gradul de unicitate, conținutul nu se află decât la noi pe site sau este un subiect care e doar la noi pe site. La fel și ușor de lecturat, e o chestie care e un conținut plăcut. Etapa 5 e planificarea website-ului conform conținutului și conform temei centrale, reprezentate de cuvintele cheie centrale. Se va ține cont de elemente specifice SEO on page, de care au fost câteva discutate, H-uri, descrieri, estetică, link building intern, validarea codului, construcția codului, fără JavaScript foarte mult și tot așa. Planificarea conținutului conform, planificarea website-ului conform conținutului. Și aici revenim la prima parte, când identificăm cuvintele și folosim structura unei campanii AdWords, care a funcționat, pentru a construi un viitor website. 6. Elementul fundamental
Și știți că e greu să spui, ăsta e cel mai important, pentru că celălalt e important, celălalt e important. Și atunci e greu să spui, ăsta e cel mai important lucru. Dar unul dintre cele mai importante lucruri, la fel cum sunt și celelalte importante, este acest pas 6, care e reprezentat de mine printr-o un proverb. Spune-mi ce prieten ai și îți spun cine ești. Asta s-ar, metafora asta merge pentru link building extern în contextul următor. Dacă un site cu conținut pornografic, îmi pun link pe un site cu conținut pornografic cu ancoră studii post-universitare. Ok, ce spune asta despre mine? Dar dacă pun pe AS un link către cu ancoră studii post-universitare, către programul meu de studii post-universitare, e diferit. Spune că eu mă asociez, sau site-ul ăla, datorită faptului că și-a pus link către mine, se asociază cu mine, deci practic îmi dă din valoarea lui. Și atunci filozofia în spatele construcției de rețele de link-uri care influențează calitatea site-ului tău este să alegi acele site-uri care odată există o denumire, se numește authority websites, dar mergând un pic nu numai pe zona de authority website, mergem pe site-uri care te-ar reprezenta, cu care ești confortabil și care au conținut relevant pentru tine. Cam asta a fost și a doua prezentare. Sper că v-a plăcut. Sper că aveți întrebări de data asta mai multe decât data trecută. Și avem...